catolic. Pentru că astăzi este părășit la Sfântul Gheorghe și al Gheorghiței. Dați-mi voie să-l fericit pe domnul profesor Pascu Iosef pentru ziua lui și pe toți cei care cheamă Gheorghe. Și pentru că jurnalul vrea să celebreze ziua în condiții deosebite, vă invităm la această expoziție pe care domnul profesor ne-o pune la dispoziție. Pășim ușor, ușor spre acest concert spectacol plastic la care ne invită George Pascu, aducându-mi aminte că o putem face și într-o atmosferă de requiem, eventual și pe un discret fond musical, dar mai ales cu reverberația sinelui. Sigur că asta de fiecare dată la George Pascu i-a amintit faptul că trebuia să-și trăiască viața în refuzul obișnuitului. George Pascu este cel care de data aceasta, în cadrul acestei expoziții, observăm că și-a găsit în extraordinarul său Pascu aminti un inefabil gen divresc și o agrefum liric în plastică. Pentru că avem de-a face cu o grafică publicitară, o grafică de carte, care în vericina și în cadența plasticii vine cu această noimă a cuvântului scris. George Pascu, nu cred că este un secret pentru cineva, cochetează cu poezia, este un mare iubitor al naturii, al femeii, al eternului feminin, cum îi spune el, într-una din lucrări, și mai ales a lăutricității. Reușește de fiecare dată să exalte sufletul în nuanțe sugestive, în coloristică vie, care să-i reamintească timpurile de altă dată, în care se pare că s-a regăsit de fiecare dată mult mai bine decât în mondanitatea de astăzi. De altfel, acest lucru, această evadare din graba aceasta trecută a lumii, l-a costat scump pentru că a trebuit să plătească cu neîmplinirea sa pe pământ. De altfel, George Pascu are în câteva cicluri de lucrări ale sale o comuniune intimă cu Universul, se regăsește de fiecare dată, fie în sonetele lui Eminescu, în elegiile lui Chita Stănescu, dar chiar și în propriile sale efluvii de senzorialitate. George Pascu este un suprarealist. Atât prin maniera lucrului, prin maniera lucrului, ci și prin, să spunem, timpul când face aceste minuni. Este un insomniac. Și visează de foarte multe ori cu ochii deschiși. Fiindu-i mai aproape femeia, la modul ideatic, se leagă de ea. Dar are și alte subiecte, la fel de consistente, la fel de savuroase. Suprarealismul există paralel cu viața reală. Există paralel. O chestiune intimă și se petrece la fiecare dintre noi. Unii reușim să o punem pe o bucată de hârtie sau pe o bucată de pânză sau, de ce nu, să o facem și o sculptură, iar alții o păstrăm și exteriorizăm acest suprarealist în momentul când întâlnim pe cineva care parcă așa aș gândi și eu cu tare sau cu tare problemă. Și atunci vine în întâmpinarea ta, vine artistul și îți arată că uite de cam așa se petrec lucrurile. Vreau să mulțumesc eu oceanităților. În primul rând vreau să
care până la menționator, Gabriela Creț, la inspector general, la inspectoratul școlar, la profesor Cecilie, domnul primar, am început școlar, și a tuturor consilierilor și asistenții care m-aș onorat la acest realitate. În primul rând am văzut acest lucru, nu numai că astăzi este ziua mea masică, dar fiind și o sărbătoare pentru toți bărbatul, toți bărbătecii. Am vrut să facă și un dar din partea mea, bărbătecii. Expoziția cuprinde o grafică publicitară de carte. Eu de când am Academia de Arte, Gheorghe Enescu, în primul an, doamna profesor, îndrumător Adriana, care acum este director Academiei de Arte, Gheorghe Enescu, care în prezidiu sunt listele și dorat cu ocazia unui grad în timp de susținerea băiatului meu. M-am învățat multe lucruri despre tainele versului exploatat prin mesajul grafic. Așa din anul întâi am început cu William Shakespeare. Un monument. Dacă nu știți, astăzi este ziua din a lui din naștere. 23 aprilie. Am continuat-o cu Hamlet, cu visul unei nopți de vară, multe afișe și ilustrații de carte. Apoi ne-au propus alți poeți români, italieni. E vorba de Nichita Stănescu, noi l-am transpus în cele mulți fel de studii, cred că am avut mare succes la Poiești, în 94, care l-am aniversat, l-am comemorat. Apoi a urmat Voiculescu, tot așa până când, prin anul 5-6, la propunerea domnului doctor Constantin Teodorescu, mi s-a propus, transpun, pe marginea noastră ce îmi mea. Mă măgulești și niciodată tu nu greșești. Când măgura din mine mi-e iei până în dimineți cerești și tot mă negurești în toamna frunzelor domnești. Eu sunt, tu nu ești și mă îmbăt cu vin de măgulești și de domnești. Dar tu mi-o greșești. O să vină o zi când o să nebunești. Grupat destin, în unul e un chin. Iubirea-mi porți în clar destin. De te iubesc? Adevărat. Mă plec și mă închin la Eul meu divin.